Sfântul Grigorie Palama a trăit între anii 1286-1359 și s-a născut la Constantinopol, devenind după aceea monah la muntele Athos și apoi arhiepiscop al Tesalonicului. El este un teolog isihast, cel mai mare din secolul al XIV-lea și unul dintre importanții teologi ai bisericii noastre care au tâlcuit învățătura bisericii despre Harul lui Dumnezeu și despre lumina cea necreată a Sfintei Treimi. Sfântul Grigorie Palama a învățat că lumina necreată și Harul lui Dumnezeu ajută pe oameni încă din această viață ca să dobândească sfințenia. Deci este posibil ca noi pe pământ să dobândim sfințenia care ne desăvârșește și ne face prieteni și casnici ai lui Dumnezeu. De aceea, biserica a rânduit încă din 1368, ca duminica a doua din postul mare, să fie închinată Sfântului Grigorie Palama, înțelegând faptul că prin post și prin rugăciune, după ce am sărbătorit în prima duminică din post biruința Ortodoxiei, deci prin post și prin rugăciune și fapte bune și cu ajutorul Harului Dumnezeu, putem să ne luminăm viața. Deci are un rost acest post în viața noastră, rugăciunea intensă, credința, harul și faptele bune, încât viața noastră devine plină de lumină, de lumina lui Dumnezeu, așa după cum o vedem în chip tainic pe muntele Tabor, luminând în persoana Mântuitorului Hristos și în jurul Lui. Să ne ajute Dumnezeu ca, practicând postul, dobândind Harul lui Dumnezeu, lucrând virtuțile, să dobândim lumina despre care Sfântul Grigorie Palama a învățat întreaga biserică și să devenim fii ai luminii, după cum ne îndeamnă Mântuitorul Hristos. Teologia isihastă a Sfântului Grigorie Palama este o teologie care ne cheamă pe toți să devenim sfinți, să devenim oameni desăvârșiți, să practicăm rugăciunea inimii, rugându-L pe Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ca viața noastră să fie plină de lumină.